De ce noi femeile suntem mult mai în contact cu emoțiile noastre și de ce există și acest mit cum că bărbații fug de emoții? În realitate, un bărbat nu fuge de emoții, ci își dorește emoțiile unei femei. Însă avem nevoie să învățăm să ne exprimăm aceste emoții. În cursul Femeia Feminină te învăți pas cu pas, da? Sunt trei pași simpli pe care îi ai de aplicat de fiecare dată pentru a exprima o emoție pe care tu ca femeie o simți, astfel încât ea să poată fi percepută corect și de către un bărbat, indiferent despre ce emoție este vorba. Deci atenție, aici nu vorbesc doar despre emoții pozitive sau de emoții negative, da? Deci orice fel de emoție pe care tu o ai, te învăți în acești trei pași, da? Deci este o formulă, practic, pe care o ai de repetat, astfel încât atunci când exprim ceva, să exprim cu feminitate și să ajungă la celălalt. Pentru că până la urmă, o comunicare este o comunicare valoroasă dacă ne facem înțelese. Da? Dacă ne facem înțelese și dacă mesajul pe care noi ne dorim să-l transmitem ajunge la celălalt așa cum noi ne-am dorit să-l transmitem într-un mod corect.